Viceprimarul Comunei Giroc, Dan Vârtosu, și-a lansat campania electorală pentru candidatura sa la primărie. Vârtosu este candidatul propus de Alianța PSD-PNL. Suntem aici într-un eveniment de campanie, avem un candidat Vârtos, avem pancarte, stegulețe, tricouri și tot ce ne trebuie. Trebuie să începem, bineînțeles, și cu atmosferă puternică. Da? Adică nu sunt mulțumit cu salutul, facem din nou astăzi. Gata! Cu stegulețele în aer, Girocen și Chișozen, bună ziua! Inspectorul școlar Girocean a avut și el dreptul la cuvânt expunându-și ideile. Aici este infrastructura de care are nevoie școala și copiii acestei comunități. Ei sunt viitorul. Pentru ei merită, Dane, să continui să muncești zi și noapte, așa cum ai făcut-o în toți cei 3 ani și câteva luni, cred. Pe 9 iunie seara, sper ca cel mai bun să-mi vingă. Ești cel mai bun, Dane. Așa ți-ți ajute Dumnezeu. Ce cuvinte frumoase! Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, alături de candidatul la primăria Timișoara, Nicolae Robu, și-a exprimat susținerea electorală față de Dan Vârtosu. Aceștia au transmis public cuvintele de laudă la adresa candidatului. Dane, te asigur, și cred că pot vorbi și în numele domnului Robu, când spun că te vom asigura de întregul sprijin al nostru, de la nivel de municipiu Timișoara, de Consiliul Județean, și de întreg sprijinul Guvernului României, de care e atâta de nevoie pentru a ține pasul cu dezvoltarea frumoasă a acestei comunități. L-am cunoscut pe Dan în urmă cu câțiva ani. M-am informat ce fel de om este și n-am auzit decât vorbe de bine despre el. Atât din postura sa de medic veterinar, cât și ulterior ca viceprimar al comunei Giroc și ca primar interimar. Totodată, Dan Vârtosu și-a rostit discursul și a acordat timp pentru a mulțumi tuturor susținătorilor săi. Stimați locuitori ai comunei Giroc, distinși invitați, dragi prieteni, este o mare plăcere să fiu în mijlocul dumneavoastră astăzi, într-un moment atât de important pentru mine. Cu ocazia aceasta, îmi îndrept gândurile către fiecare dintre dumneavoastră cu recunoștință pentru sprijinul și încrederea acordată de-a lungul timpului. Astăzi mă adresez pe această scenă ca fiind unul dintre voi. Cu sufletul plin de bucurie și entuziasm, dar și cu responsabilitate crescută, pentru că azi, în cadrul oficial și festiv, îmi anunț candidatura pentru funcția de primar al comunei Giroc. Candidatul și-a expus dorințele și proiectele sale pentru mandatul de primar. Ne aflăm aici pentru a vorbi despre direcțiile viitoare ale comunei noastre și despre proiectele pe care le vom continua și finaliza pentru a ne asigura că toate merg în direcția corectă. Un prim aspect important pe care aș dori să-l menționez este implementarea și finalizarea cu succes al tuturor proiectelor din fonduri europene, precum și din buget local, unele dintre ele începute de administrația precedentă a primarului Toma, altele demarate de mine. Mă refer aici la centrul de zi pentru bătrâni, școala și creșa Chișoda, dotarea tuturor școlilor cu echipamente IT, parc de aventură lângă școala de la fostele unități militare, extinderi de rețele de apă potabilă și iluminat stradal, renovare stadion Chișoda și altele. Nici la capitolul curățenie stradală nu stăm rău deloc. E gata deja licitația pentru achiziționarea 2 mașini de măturat stradal mecanizat. Reabilitarea infrastructurii educaționale este de asemenea o prioritate pentru mine. Astfel, vom extinde și reabilita energetic clădirea grădiniței din Chișoda, inclusiv bazinul de not, pentru a oferi copiilor noștri condiții optime de dezvoltare personală și recreere. Întâlnirea s-a încheiat prin invitația adresată de Dan Vârtosu tuturor candidaților la Consiliul Local din partea PSD și PNL de a urca alături de el pe scenă. Și invit alături de mine pe cei care vor candida la funcțiile de consilier local ai comunei Giroc. Consilierii PSD și PNL îi rog să urce pe scenă, viitorii consilieri. Vă mulțumesc foarte mult și vă promit că voi face din proiectul ăsta Giroc un loc minunat, de care toți vom fi mândri. Vă mulțumesc mult!